Să citim împreună din Luca, din capitolul 10, despre pilda samariteanului. Sunt câteva pasaje din Biblie din care eu nu prea am predicat niciodată în viață, pentru că mi s-au părut extrem, extrem, extrem de bătătorite. Acesta este unul dintre ele. Doar că în seara asta aș vrea să surprind o anumită idee din acest pasaj, pe care o să o dezvolt un pic și apoi o să închei făcând o aplicație. Fac lucrul ăsta pentru că după călăuzirea pe care mi-a dat-o mie Domnul în seara asta, este o idee puternică asupra căreia trebuie să ne uităm un pic pentru echilibrul vieții noastre spirituale. Dar haideți să citim cuvântul. Luca, capitolul 10, versetul 25. 10:25. Un învățător a legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis: ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viață veșnică. Dar el, care voia să se îndreptățească, a zis lui Iisus: și cine este aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: un om se cobora din Ierusalim la Erihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de a lega rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, pe animalul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și i-a zis: ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre aceștia 3 ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii. Du-te, de fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Amin. Vă spuneam că am intenția să surprind o anumită idee din pasajul acesta, care este foarte complex, însă sigur că pentru început o să creez un pic de context, o să spun 2-3 cuvinte ca să ne aducem aminte de detaliile pasajului. Pasajul acesta are cel puțin 2 planuri. Primul dintre ele este dialogul dintre Hristos și învățătorul acesta care era lângă el. Domnul Iisus se afla într-o împrejurare unde în mod fizic învățătorul acesta al legii era un învățător al vremii. A venit la Hristos și cu intenția să-l ispitească i-a pus întrebări. Acesta este primul plan. Atunci când vorbim de planul acesta, vorbim despre câteva caracteristici pe care le-a avut învățătorul care a venit la Mântuitorul și i-a cerut să-i răspundă la câteva întrebări. Și uitați la ce mă refer. Preocuparea învățătorului a fost una nobilă. Ce să fac ca să moștenesc împărăția lui Dumnezeu? Această căutare a împărăției lui Dumnezeu este una nobilă. Oricine caută împărăția lui Dumnezeu, caută cel mai bun lucru care poate fi căutat. Doar că motivația învățătorului n-a fost nobilă. Preocuparea, căutarea lui a fost nobilă. Ce căuta el era ce trebuia căutat. Dar motivația din inima lui, din mintea lui, a fost josnică. Căutarea a fost nobilă, dar motivația a fost josnică. Nu întotdeauna când un om caută un lucru bun, este bine motivat. Întâmplarea din pasajul citit ne demonstrează că poți să ai o inimă murdară în timp ce cauți un lucru bun.
Priviți, vă rog, s-a sculat să ispitească pe Iisus. Întrebarea lui n-a fost sinceră. El nu, în adevăr, el nu căuta împărăția lui Dumnezeu. El a abordat un subiect care era rezonant, era plăcut, de aceea s-a dat drept un doritor al împărăției lui Dumnezeu. Dar el a folosit, el a exploatat momentul, însă nu credea în ce a întrebat. Apoi, riscul interpretării greșite din partea învățătorului este remarcat de Mântuitorul Iisus Hristos atunci când îi spune: omule, uite-te la două lucruri. Ce este scris negru pe alb în lege și cum interpretezi, cum tălmăcești, cum înțelegi ce scrie negru pe alb în lege? Dumneavoastră știți că sunt aproximativ 40.000 de a interpreta Biblia, 40.000 de interpretări ale Bibliei. Vă puteți imagina o pădure întreagă de interpretări. Cele mai multe dintre ele nu sunt foarte diferite unele de altele. De pildă, interpretarea din perspectivă penticostală și baptistă. Nu sunt diferențe mari, sau creștine după Evanghelie, însă sunt și diferențe foarte mari între alte culte sau denominații. Ei bine, Domnul Iisus remarcă riscul de a avea în mână Biblia, dar de a o interpreta greșit. Nu-ți folosește la nimic să ai în mod fizic cartea în mână, în casă, în mașină, dacă o interpretezi greșit. Poate fi interpretată greșit, dar Domnul spune asta. Te poți rătăci cu Biblia în mână, pentru că pasajele acestea din Scriptură trebuie tălmăcite, trebuie interpretate. Ele au fost scrise într-o altă cultură, ele au fost scrise într-un alt popor, cu alte obiceiuri, ele au fost scrise cu mii de ani în urmă, ori această depărtare a timpului de la noi la ei și chiar a spațiului implică foarte multe diferențe care trebuie acomodate printr-o hermeneutică corectă, printr-o tălmăcire adecvată, de calitate. Exact asta spune Domnul. Al doilea plan, spuneam că primul plan e dialogul real dintre Domnul Iisus și omul ăsta, învățătorul ăsta care vine la Hristos. În aparență pune o întrebare bună, dar cu o motivație greșită, și Hristos îi spune: asta este Biblia, dar ai grijă cum o tălmăcești, că degeaba o ai în mână dacă te rătăcești la interpretare. Al doilea plan este exemplul pe care îl dă Mântuitorul. Mântuitorul îi dă un exemplu. Și în exemplul acesta sunt trei persoane. Persoanele nu erau acolo. Învățătorul era acolo din primul plan. Dar în al doilea plan, unde Domnul îi dă exemplu, Domnul spune o întâmplare, o întâmplare ipotetică, posibilă. Și îi spune: uite, un om călătorea. Tâlharii îl jefuiesc și îl bat atât de rău încât aproape că l-a omorât. Omul ăsta rămâne leșinat acolo în drum. În timp ce el era acolo căzut, însângerat, un preot se ducea la templu. Probabil, cel mai probabil se ducea la templu. Dar deși îl vede, trece pe lângă el. Dorința de a-și face meseria la templu a fost mai mare decât mila de a se opri, de a întârzia câteva minute, să-l ajute pe muribundul ăsta, care probabil că își trăia ultimile clipe. În spatele preotului, la ceva timp distanță, vine un levit, adică un cântăreț, care probabil mergea și el la templu. Și are același comportament ca și preotul, parcă s-ar fi vorbit. Slujba lor de la templu a fost mult mai importantă decât viața sau îngrijirea pe care i-ar fi putut-o da acestui om. Și amândoi trec pe lângă el. Urmează un samaritan. Ăsta nu mergea la templu. Pentru că, dumneavoastră știți, samaritenii erau o categorie de oameni disprețuită de evrei, pentru că erau o populație mixtă. Evrei și altceva. Tata evreu sau mama evreică și partenerul altceva. Ei bine, ciudat este că omul ăsta se oprește, acordă îngrijire, își cheltuie resursele, unde lemnul și vinul, își cheltuie din bani, își cheltuie din timp, rămâne o noapte acolo cu el la hotel, la Han, la Hanul de poposire. A doua zi dă ceva bani la hotel, la Han, și pleacă spunându-i: domne, dacă cheltui mai mult, nu te teme, eu mă întorc și
îți plătesc datoria. Și acum Mântuitorul, după ce spune întâmplarea asta imaginară, îl întreabă pe învățător care era încă lângă el. Și aceste două planuri dintr-o dată se intersectează. Planul real, învățătorul cu Mântuitorul, și planul imaginar, ipotetic, o întâmplare, hai să spun o întâmplare, ca și cum acestea două ajung să se intersecteze, pentru că Mântuitorul aplică planul 2 la planul 1 și îl întreabă: tu ce părere ai? Care dintre aceștia trei oameni au fost aproapele omului căzut între tâlhari? Și pentru că întâmplarea nu era grea, ba dimpotrivă, era foarte evidentă, atât de evidentă era, încât dacă el spunea că nu știu, ar fi recunoscut că n-are minte. Și nu putea să recunoască că n-are minte. Și atunci a spus, sigur că cel care și-a făcut milă de el, acela a fost aproapele lui. Și Hristos face o aplicație puternică. Du-te și tu și fă exact cum a făcut omul acesta. Nu-i nicio teologie la mijloc, nu-i nicio mare înțelepciune, nu-i nimic dificil, trebuie numai să manifesti interes, să ai pasiune și să cheltui resursele pe care ți le-a dat Dumnezeu. Predica mea din această seară se numește Echilibrul spiritualității sau Componentele spiritualității. Și vreau să folosesc puțin imaginația dumneavoastră și să vă arăt această Biblie care stă într-o poziție verticală. Și poziția aceasta verticală a Bibliei presupune în predica mea relația dintre om și Dumnezeu. Relația dintre om și Dumnezeu este calificată de împăcare. Omul se împacă cu Dumnezeu. Împăcarea e inițiată de Dumnezeu, dumneavoastră știți. Hristos, trimis de Tatăl, a venit și a mijlocit, a intermediat, l-a justificat, l-a scuzat pe om. Levitul și preotul sau preotul și levitul se încadrează aici, în componenta dintre ei și Dumnezeu. Se duceau la templu, se grăbeau la templu. Ei s-au concentrat pe întâlnirea lor cu Dumnezeu în templu. Asta se numește, planul ăsta se numește planul sfințeniei personale, planul spiritualității personale. Aici nu există oameni în jur. Deși dumneavoastră veniți aici, noi păstorii nu mijlocim relația dumneavoastră spirituală cu Dumnezeu. Nu, relația dumneavoastră cu Dumnezeu e ca și relația noastră cu Dumnezeu, nemijlocită decât de Iisus. Nu există un om care mijlocește relația noastră cu Dumnezeu. Fiecare dintre noi avem o relație, o intrare slobodă în părtășia cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Ei, preotul și levitul sunt regăsiți în acest pasaj ca unii care aleargă să se întâlnească cu Dumnezeu. Ei pun accent pe întâlnirea cu Dumnezeu. Ei pun accent pe părtășia lor cu Dumnezeu. Atunci când te întâlnești cu Dumnezeu, ai în vedere sfințirea personală, curăția personală, întărirea, încurajarea personală. Această poziție verticală presupune sfințirea, care este singura modalitate de a intersecta cu Dumnezeu, de a te întâlni cu Dumnezeu, de a te apropia de Dumnezeu. Samariteanul, el este exponentul planului orizontal. El nu mergea la templu, el nu mergea să se închine. Dar a apărut o oportunitate de slujire. Paranteză. Pentru preot, slujirea nu a fost interesantă. Ei urmăreau, preotul și levitul urmăreau sfințirea, relația personală cu Dumnezeu, unde nu intermediază niciun om. Ei se duceau la templu. Însă pentru samaritean această dimensiune nu este surprinsă în text. Probabil că el era un om care urmărea sfințenia, pentru că
fapta se naște din credință, dar textul nu surprinde explicit lucrul ăsta. Însă textul la el surprinde aspectul slujirii, planul orizontal. Eu îi slujesc fratelui meu. Cum? În funcție de nevoia lui. El a găsit un om leșinat și s-a oprit să slujească în mod concret, specific, în situația omului leșinat. A luat din vin, adică alcool, și a pus pe rând ca să-l dezinfecteze. Era alcoolul vremii de atunci. Apoi a luat un de lemn care făcea carnea și pielea pufoasă să fie mai ușoară durerea. L-a uns, l-a dus la han, a plătit. Iată dar că el surprinde planul slujirii. Pentru el relația cu oamenii este importantă. Să-l ajut și pe el și pe el. Văd aici o nevoie, o să merg să ajut. E omul care se lansează, care își cheltuie resursele, care își face timp, care se implică în relația cu oamenii. Ați surprins cele două componente? Sfințirea și slujirea. Sfințirea și slujirea. Sfințirea, eu mă apropii de Dumnezeu. Încerc să mă rog mai mult. Asta nu are legătură cu dumneavoastră. E nodăiță la mine. Încerc să citesc Biblia. Nu are legătură cu dumneavoastră. E între mine și Tatăl. Postesc, meditez, vin la biserică, mă gândesc la Dumnezeu, îmi mărturisesc păcatele, urmăresc sfințirea mea, apropierea mea de Dumnezeu. Aici oamenii nu sunt prezenți, e între mine și Dumnezeu, mijlocii de Hristos. Al doilea plan este slujirea. Aici nu mai mă am pe mine în vedere, aici îi am în vedere pe oamenii din jurul meu. Aud că cineva e la spital, mă duc. Mă duc până acolo. Vreau să-mi vadă fața omul ăla. Vreau să-i spun, mă rog pentru tine, biserica se roagă pentru tine. Fii tare, Dumnezeu te va scoate de aici. Nu e vorba aici de mine. Eu mă cheltui pe mine pentru altcineva. Aici nu urmăresc sfințenia mea. Și eu slujesc pentru întărirea, pentru mângâierea, pentru rezolvarea problemelor unor oameni din jurul meu. Preotul și levitul se concentrează pe aspectul ăsta. Mergeau la templu. Foarte probabil că ei mergeau să slujească. Dar eu mă gândesc la planul inițial, dorința inițială, mă duc la templu. În timp ce samariteanul, el nu mergea la templu să se închine. El era în călătorie, probabil era în concediu, în vacanță. Sau cine știe unde se ducea, business. Însă omul acesta se concentrează în planul slujirii. De ce am spus că predica mea se numește componentele spiritualității? Spiritualitatea are două componente. Sfințenia, care este intermediată de Iisus, de Mântuitorul, care este în numele Lui, pe cheltuiala Lui, cu ajutorul Lui și al Duhului Sfânt. Ăsta e lucru care mântuiește. Ăsta e lucru care îți definește poziția înaintea Lui Dumnezeu. Ăsta este lucru care promovează identitatea ta spirituală. Ești un om sfânt pentru că ești iertat, pentru că ești mântuit, pentru că ești copilul lui Dumnezeu. Te concentrezi pe disciplinele spirituale care te întăresc în credință. Te rogi, postești, citești Biblia, ai grijă să nu păcătuiești, te concentrezi pe sfințirea vieții. Nu te interesează de ceilalți oameni. Tu te concentrezi pe tine, mănânci bine. Dar nu vorbesc despre mâncarea din stomac, vorbesc despre mâncarea duhovnicească. Îți întărești credința, nu chemarea. Levitul este exponentul slujirii. Nu citim în pasaj că el s-ar fi preocupat de el, dar dintr-o dată vedem o compasiune ieșită din comun. Omul ăsta e dispus să slujească, să se cheltuie, să se implice. A doua componentă a spiritualității, pe lângă sfințenie, este slujirea. Aici nu mai există relația între mine, nu se pune în evidență relația dintre mine și Dumnezeu, ci relația dintre mine și oamenii din jurul meu. Începând cu casa mea. Soția mea e cam bolnavă în ultimii ani. E datoria mea.
Pot să pun întrebări, pot să-i spun, e datoria mea și am încheiat. E treaba mea. Nu mă interesează, n-are nicio importanță dacă e greu, ușor, ai timp, n-ai timp. Nimic nu contează, un singur lucru contează. Este treaba mea. Eu trebuie să fiu acolo, cât pot de mult și cât pot de bine. Am învățat să fac lucruri care nici măcar nu știam că există. Ei bine, aceste două planuri, sfințirea și slujirea, în viața unui creștin trebuie să fie în echilibru perfect. Bine au făcut preotul și levitul că se duceau la templu, dar au neglijat slujirea. Și asta e rușinică. Bine a făcut samariteanul că s-a îngrijit de slujire, dar a neglijat sfințenia. Și asta e rușinică. Amândouă grupurile la un loc au făcut o treabă bună, dar luați pe rând, niciunul n-a făcut tot ce trebuia. Deși textul, prezentarea textului nu se încadrează în ceea ce vreau eu să spun, dar eu am luat ideea aceasta în aplicație ca să pun în evidență următorul lucru. Unii dintre noi ne concentrăm mai mult pe sfințirie personală, dar neglijăm slujirea. Toată viața dă-i cu felul 1, dă-i cu felul 2, dă-i cu felul 3. Nici nu se face, nici nu-i se face foame bine, că mai băgăm 3 feluri. Toată ziua rugăciuni, toată ziua stăruințe, toată ziua citirea Scripturii, toată ziua devoționale. Dom'le, moare cineva lângă tine, dar nu te interesează. De ce? Trebuie să te rogi. Asta este o... E bine că te ocupi de sfințenie, dar este rău, adică e bine că mănânci, dar e rău că nu bei apă. Ca să dau un exemplu din... Nu poți să mănânci să nu bei apă. Trebuie să mai bei și apă. Ceea ce vreau să surprind în predica mea este echilibru priorităților, a spiritualității. A făcut bine samariteanul ce a făcut, dar el își neglija viața personală. Eu îmi asum în contextul predicii mele că el făcea lucrul acesta. Ca să surprind diferența dintre a te sfinți ca persoană între tine și Dumnezeu și a sluji pe oameni și te pune în relație cu ei. Între noi sunt oameni care accentuează foarte mult dimensiunea orizontală. Poate neglijează să se roage sau să citească Biblia, dar tot timpul vizitează, misionează, evangelizează, ajută, voluntarizează, gătește, vopsește, toată ziua să slujească, toată ziua mort cop slujește. Unde te duci, îl vezi acolo. Tot o slujbă, tot o slujbă, tot o slujbă. Foarte bine face, sub condiția să o facă la fel de bine și pe asta. Dacă faci bine, ori pe care o faci foarte bine și o neglijezi pe cealaltă, se numește dezechilibru. Orică bei apă și nu mănânci, orică mănânci și nu bei apă, tot nu-i bine. Amândouă trebuie să fie prezente acolo. Trebuie să existe un echilibru între relația mea spirituală cu Dumnezeu, e doar între mine și Dumnezeu, mijlocit de Hristos, de autoritatea legală pe care El o are. Asta e cu privire la mântuirea mea, la interiorul meu, la omul dinăuntru. Eu trebuie separat de biserică, separat de dumneavoastră, să mă îngrijesc de această chestiune a mea. E vorba despre mâncarea omului meu dinăuntru, despre omul spiritual din interiorul trupului meu. Dar în egală măsură cu această preocupare personală, care în relația mea personală cu Dumnezeu, apare dimensiunea orizontală între mine și dumneavoastră. Aud și eu ca și dumneavoastră, și acum fac abstracție că eu sunt angajatul bisericii, sunt plătit să fac asta, aud și eu ca și dumneavoastră că un om e la spital. Dragostea lui Dumnezeu din mine mă pune în situația să-l sun, să-i textuiesc sau să mă duc acolo. Nu o să mă pot duce la toți, dar mă duc la cât mai mulți dintre cei care aud. De ce? Pentru că este chemarea mea. Credința dă naștere la fapte. Uniți credința voastră cu fapta. Uniți-le!
Faceți un echilibru unitar între faptă și între slujire și sfințenie, între sfințenie și slujire, între relația cu Dumnezeu și relația cu oamenii. Sunt între noi oameni care sunt foarte puternici la relația cu oamenii să slujească. Trebuie neapărat să se asigure că și dimensiunea cu Dumnezeu e la fel de bună. Sunt între noi oameni care sunt mai mistici, adică mai implicați în rugăciune, mai implicați în stăruințe, mai implicați în relaționarea lor cu Dumnezeu personală. 100% bine, sub condiția să nu uite de oameni. Că Iisus n-a mers în grădina Ghețimani sau în muntele, pe muntele Măslinilor de 3 ani și jumătate să stea acolo în rugăciuni și în posturi. Hristos a pendulat între Galileea și Iudeea, a vizitat tot felul de oameni, a vorbit cu tot felul de oameni, e adevărat că se retrăgea diminețile, foarte des se ruga, uneori întreaga noapte se ruga, dar n-a neglijat nicio dimensiune, el a avut un echilibru între ce face pentru el în relația cu Dumnezeu și între ce face pentru oameni ca slujire. Ce fac pentru mine e pentru sfințirea vasului meu. Un om, un individ numit Lâmă. Dar dincolo de mine, că mă îngrijesc de mine, să postez, să mă rog, să țin în sfințenie viața mea, în jurul meu există oameni. Și eu trebuie să limit pe Hristos și pe apostoli. Duceți-vă! Unde? Duceți-vă și faceți ucenici. Predicați-le, botezați-i și apoi învățați-i. Asta e datoria noastră. Religiunea curată și neîntinată este să... Să cercetăm pe văduvă și pe orfan. Acum, nu-mi permit să vă incomodez așa de tare întrebându-vă când a fost ultima oară când ați cercetat pe văduvă și pe orfan. Asta n-are legătură cu sfințenia, asta are legătură cu slujirea. Dacă sunteți preocupați de sfințenie, nota 10, sub condiția să aveți la același nivel slujirea. Frații mei, pocăință nu înseamnă doar să te rogi și să postești, deși acestea două sunt implicate. Pocăință înseamnă să-ți urmărești propria sfințire și să-ți manifesti propria slujire. Sfințenia te pune în relație cu Dumnezeu. E o chestiune personală și privată, într-o mare măsură. Slujirea te pune în legătură cu oamenii și e o chestiune publică. Vreau să pun o întrebare și nu e adresată personal, ci public. La care dintre cele două ești aproape de zero? Ăsta este lucru pe care trebuie să-l îmbunătățești în această ultimă parte a anului 2022. Nu poți să fii copilul Domnului și fratele tău să fie la spital, să fie văduv, să fie orfan și să nu te duci la el să-i lași ceva la ușă. Nu se poate. Nu se poate. Dacă crezi că se poate, go ahead, du-te înainte. Dar ăsta nu e echilibru, ăsta este dezechilibru. Mănânci și nu bei apă. Sau bei apă și nu mănânci. Roagă-te, sfințește-te. Roagă-te, postește, citește Scriptura, concentrează-te pe sfințire, dar adu-ți aminte că nu trăiești ca Ioan Botezătorul cu lăcuste în pustie. Trăiești între oameni. Sunt oameni operați, sunt văduve, sunt orfani, sunt oameni care trec prin necaz și el se roagă în patul lui, Doamne, trimite pe cineva la mine. Această soră mi-a scris un mesaj. Nu m-a vizitat nimeni 3 săptămâni. N-am familie, n-am pe nimeni aici decât frații și surorile mele din biserică. N-a avut cine să mă spele, să mă ajute să mă schimb, cine să-mi aducă ceva, absolut deloc. Am așteptat în fiecare zi să se deschidă ușa și nu s-a deschis nici măcar o dată. Noi suntem aici 1000 de oameni. Ne întâlnim și ne rugăm, dar pentru ce ne rugăm? Pentru ce ne rugăm? Nu mă înțelegeți greșit, nu vreau să prezint rugăciunea ca pe ceva rău, dar omul care se roagă dezvoltă interes și dragoste și preocupare pentru cel căzut, pentru cel neevanghelizat, pentru cel amărât. Întâlniri de rugăciune care nu se finalizează cu nimic. Oameni dragi, Hristos când încheia rugăciunea
se ducea în Galileea. Când încheia rugăciunea, se ducea din nou în Iudeea. Când întâlnea rugăciunea, se ducea la bolnav, se ducea în templu, predica, vindeca, înmulțea pâinile. Devine prea abstractă credința noastră. Devine prea abstractă, devenim inofensivi. Nu-l mai incomodăm pe diavolul niciun fel. Planul lui și-l face fără probleme, pentru că nu mai stăm împotrivă. Frații mei, o parte dintre noi sunt bătrâni. Și chiar dacă poate au pe cineva, ori nu-i mai interesează de ei, ori sunt insuficienți de grijul ei. Alții sunt bolnavi. Unii au nevoie de mâncare, de pâine, de apă, de o vorbă bună. Alții au nevoie de ungere cu un de lemn, de consiliere, care este o chestiune dedicată slujitorilor. Dar întâlnirile noastre de rugăciune, posturile noastre, memorarea versetelor din Scriptură și orice alt lucru pe care îl facem în dimensiunea spirituală, trebuie să ne ducă la unirea credinței cu fapta. Scriptura este plină de îndemn la slujire și ne spune că răsplata nu-i dată pentru sfințenie. Sfințenia e mântuirea. Slujirea face răsplata. Asta este răsplata, nu asta. Asta e mântuirea. Dar asta este slujirea care conduce la răsplată. Aduceți-vă aminte de Matei 25. Am fost gol. Aici nu-i vorba de sfințire. Am fost flămând. Am fost însetat. Și n-ați venit pe la mine. Scopul acestei predici este să pună în evidență nevoia echilibrului dintre sfințenie și slujire. Dintre relația mea cu Tatăl, unde nu am nevoie să mă ajute nimeni, eu mă rog singur, postez singur, citesc Biblia singur, înhrănesc sufletul, trei feluri de mâncare pe zi. Dar în jurul meu sunt oameni, fiecăruia i s-a dat darul, arătarea Duhului, spre folosul cui? Al altora. Iar altul e aici, unul la, altul e la spital, altul e în bancă, altul e acasă. La unul trebuie să mă duc o floare, pentru că îl încurajează o floare. Viața lui e cenușie, seringi, chimioterapie, gândul morții. O floare aduce culoare, îi aduce speranță, $10. Asta este slujire, nu sfințire, e slujire. Între astea două trebuie să existe echilibru. Urmăriți nu una dintre ele, ci echilibru dintre cele două. Urmăriți echilibru dintre cele două. Mâncați, mai beți și apă. Beți apă, mai și mâncați. Predica mea are rolul să pună în evidență, chiar supărător, ca să nu uitați, nevoia de a fi odată cu Dumnezeu și odată cu oamenii din jurul dumneavoastră. Mergem la Dumnezeu să primim resurse și apoi mergem la oameni să le cheltuim. Ne întoarcem la Dumnezeu să ne încărcăm încărcătorul și după aceea îl băgăm în pușcă și mergem și îl golim. Ne umplem din nou inima cu cuvinte de îmbărbătare și cu îndemnuri și mergem din nou la oamenii care sunt disperați. Unii trec prin divorț, alții trec prin boli, alții trec prin certuri, alții trec prin lipsuri, alții trec prin tot felul de nenorociri. Numai Dumnezeu știe câte răni și câte probleme sunt în mulțimea aceasta de oameni. Iar noi stăm acasă și ne rugăm și Domnul nu ne trimite la spital? Domnul nu ne trimite la văduvă? Domnul nu ne trimite la orfan? Bine e că ne rugăm, dar ce se întâmplă în urma rugăciunii? La Hristos tot timpul s-a întâmplat ceva. Și invers, mergem tot timpul și slujim. Dar unde ne încărcăm? Că sunt oameni care se duc la oameni, dar nu se mai întorc la Dumnezeu. Alții se întorc la Dumnezeu, dar nu se mai duc la oameni. Ascultați-mă, noi trebuie să pendulăm între a merge la Dumnezeu ca să ne umplem din nou traista, geanta, și mergem la oameni ca să descărcăm aceste resurse. Și din nou ne întoarcem la Dumnezeu și din nou ne întoarcem la oameni. Acesta este un ciclu desăvârșit care vorbește despre un echilibru ce demonstrează maturitate, viziune și înțelepciune. Nu putem să nu mergem la Dumnezeu pentru că ne uscăm, dar nu ne putem duce, nu putem nici să evităm oamenii pentru că ne așteaptă. Iisus nu mai este, s-a dus la cer. Pavel a plecat. Nu mai e nici Spurgeon, nu mai e nici Wesley, nu mai este nici Luther, toți s-au dus.
Fiecare dintre noi suntem în locul la unii dintre ei. Oameni dragi, când terminați rugăciunea, vă rog frumos să vă încălțați, să vă urcați în mașină și să vă duceți la o văduvă, la un orfan, la un bolnav. Vă rog frumos să faceți lucrul acesta. Faceți-l o dată pe săptămână, faceți-l o dată la două săptămâni, faceți-l în fiecare zi, în funcție de stilul de viață, ori de câte ori puteți. Nu uitați această cruce sfântă. Verticalitatea reprezintă relația mea cu Dumnezeu, care pune în evidență sfințenia mea personală. Iar această orizontalitate vorbește despre relația mea cu oamenii, cărora încerc să le împlinesc nevoile potrivit cu resursele care mi le-a dat mie Dumnezeu. O vorbă bună, o rugăciune, 10 dolari, un pui la făcut la rotisor, eu nu mai știu ce, Toscana de la Olive Garden, ceva, încerc să fac durerea cuiva mai mică. Încerc să fac singurătatea cuiva mai suportabilă. Pentru că în timp ce mă rog, Dumnezeu mă pune să merg să fac lucrurile astea. Echilibru spiritualității sau componentele spiritualității. Hai să ne rugăm oamenilor.